Scandal monstru la spitalul de pediatrie din Ploiești. Un bărbat care venise la control cu copilul său și-a pierdut răbdarea în sala de așteptare și a devenit violent. Părintele recalcitrant s-a năpustit asupra unuia dintre agenții de pază a unității medicale, care s-a ales cu mai multe lovituri. Polițiștii l-au amendat cu 500 de lei și au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Polițiștii din cadrul secției numărul 4 de poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul că la o unitate medicală din municipiu are loc un conflict între un agent de pază și un bărbat în vârstă de 25 de ani. Incidentul s-a petrecut în unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Pediatrie din Ploiești. Marturii spun că tatăl unui copil a devenit extrem de recalcitrant din cauza timpului prea lung de așteptare. Unul dintre agenții de pază a încercat să-l calmeze pe individ, însă acesta a luat spusele paznicului drept provocare. Bărbatul și-a ieșit din fire complet și s-a năpustit asupra agentului de pază. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului. Din verificări, reieșim faptul că între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan cauzat de nemulțumirea bărbatului privind timpul de așteptare al acestuia, care venise cu copilul în vederea unei consultări de urgență. Ulterior, conflictul dintre cei doi a degenerat, tânărul îmbrâncindu-l pe agentul de pază. Asistentele și medicii de gardă au sunat imediat la 112. Părintele recalcitrant a fost amendat și va fi cercetat penal. Față de bărbatul în vârstă de 25 de ani, a fost luată măsura sancționării contravenționale conform legii. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.